E mereu să le spui că, nu știu, să încerci orice, adică nu să le pui piedică. Da, bineînțeles, trebuie să... chiar dacă există riscul de a nu reuși. Vă certați câteodată cu soția pe diverse lucruri, la modul că dumneavoastră vedeați într-un fel ce să se întâmple cu Andrei, iar soția zicea, domne, poate ar trebui invers, știți cum sunt discuțiile alea în familie? Discuții minore mai existau, dar nu ceva grav. Adică am avut tot timpul o armonie în familie, ca să zic așa. Dar discuțiile alea, dar dacă eu zic ceva el nu mă contrazice, adică da. Nu ne contrazicem în fața copilului. Andrei era foarte energic. Foarte energic. Deci, da, mi-aduc aminte la părinții mei, că și erau un pic poate mai speriați de la un moment dat. În momentul când o verișoară a rămas copilul cu Andrei și a auzit că e cu Andrei undeva la pădure, s-a terminat. Deci era foarte energic. Chiar credeau că poate are ceva. Știți? Și... adică, mai greu de stăpânit. Adică v-au chemat părinții dumneavoastră să vă zică, mamă, cred că ar trebui poate să vedeți cu Andrei dacă e tot în regulă.